Aș vrea să ne uităm la un text din Scriptură. Un text scris de Ioan în prima lui epistolă, la capitolul 5, versetele 14 și 15. Două versete foarte cunoscute. Aș vrea să le desfășurăm astăzi puțin pentru o aplicație practică în viețile noastre. Scriptura spune așa: și aceasta este îndrăzneala pe care o avem la El. Dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. Iar dacă știm că ne ascultă cu privire la orice îi cerem, știm că avem lucrurile pe care le-am cerut de la El. Afirmația lui Ioan este cât se poate de clară. Conține o promisiune și o condiție. Cum am spus, promisiunile lui Dumnezeu nu sunt un cec în alb. Promisiunile lui Dumnezeu sunt însoțite întotdeauna de niște condiții. Împlinirea lor este însoțită de niște condiții. Promisiunea din textul nostru este cât se poate de clară. Dumnezeu îți ascultă rugăciunea și îți împlinește solicitarea. Aceasta este promisiunea. Dumnezeu îți ascultă rugăciunea și îți împlinește solicitarea. În ce condiții? Dacă cerem ceva după voia Lui. Ce-o fi însemnând aceasta? O să vedem imediat. Rugăciunea nu este o invenție creștină, ci este un ecou al veșniciei din inima omului. Omul, indiferent de religia lui, apelează în ultimă instanță la rugăciune. Când se simte strâmtorat de circumstanțele vieții, când este pus la colț într-un fel sau altul, omul invariabil își îndreaptă ochii spre o ființă mai mare ca el și rostește rugăciune de un fel sau de altul. Oricine cumva, când este aruncat în colțurile vieții, când este aruncat dărâmat la pământ, omul pricepe cumva că atunci când ești dărâmat de pe picioare, este vremea să te așezi pe genunchi. Promisiunea este cât se poate de clară. Dumnezeu îți ascultă rugăciunea și îți împlinește solicitarea. Dar ca să fie ascultat, ca să ți se răspundă, trebuie să ne gândim la trei lucruri. Unu, ca să fie ascultat, ca să ți se răspundă, ca să-ți împlinească Dumnezeu solicitarea, unu, rugăciunea trebuie practicată. Rugăciunea este rânduită de Dumnezeu pentru binecuvântarea spirituală a omului. Rugăciunea ne face bine nouă. Rugăciunea nu este o încercare de a forța mâna lui Dumnezeu, ci este un act smerit de recunoaștere a neajutorării și a dependenței tale de El. Când te rogi, recunoști exact acest lucru. De fapt, când stai pe genunchi, recunoști că nu tu stăpânești lumea. Depinzi de cineva mai mare ca tine. Rugăciunea nu înseamnă să învingi reticența lui Dumnezeu, ci mai degrabă să înțelegi bunăvoința. Asta face rugăciunea, este benefică nouă. Rugăciunea nu are nici scopul de a-L încunoștința pe Dumnezeu cu privire la nevoile tale, căci Tatăl vostru care este în ceruri, spune Domnul Iisus, știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Domnul știe de ce ai nevoie, fără să-i ceri, înainte de a-i cere. Așa că rugăciunea nu are scopul de a-L încunoștința pe Dumnezeu. Rugăciunea îți face bine ție, că te pune într-o poziție corectă față de El. Rugăciunea, de fapt, este în exprimarea încrederii tale în Dumnezeu, un mijloc prin care încrederea ta în El va crește. Ori de câte ori îți răspunde, încrederea ta se mărește în El. În plus, rugăciunea te conduce într-o intimitate mai profundă cu Dumnezeu, pentru că El nu dorește doar să ne încredem în El, ci și să-L iubim. Rugăciunea este întreținerea acestei relații cu El. Și ajungi să treci de la încredere chiar să-L iubești. Și prin rugăciune, Dumnezeu îți permite să te implici în activități de importanță eternă. Pentru că atunci când te rogi, împărăția Lui înaintează. Așa că cel ce evită să se roage, nu îl înșală pe Dumnezeu, ci se înșală pe sine. Ca Dumnezeu să-ți împlinească rugăciunea, solicitarea, rugăciunea trebuie practicată. În al doilea rând, rugăciunea trebuie practicată cu perseverență, dar și cu înțelepciune, cu ambele la oaltă.
Textul din Luca 11 îl știm cu toții. Aici Iisus vorbește despre perseverența în rugăciune. Dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și zice: prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă dinăuntru casei lui prietenul acesta răspunde: nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să îi le dea pentru că este prieten, totuși măcar pentru stăruința lui supărătoare sau pentru îndrăzneala lui, ca să nu se facă de rușine, ăsta este sensul, tot se va scula și îi va da tot ce-i trebuie. Rugăciunea trebuie practicată, dar ea trebuie practicată cu perseverență. Uneori ne dăm bătuți prea repede în rugăciunile noastre sau ne rugăm cu jumătate de inimă și concluzionăm că Dumnezeu nu răspunde. Să fim foarte atenți. Perseverența în rugăciune învinge insensibilitatea noastră, nu a lui Dumnezeu. Perseverența este un act educativ, formativ. Noi avem nevoie de perseverență în rugăciune. De ce? Pentru că perseverând suntem conduși la transformarea, la formarea inimii și minții noastre. Pentru că perseverând ne ajută să înțelegem și să ne exprimăm intensitatea nevoii. Dacă chiar ai nevoie de ceva, perseverezi, ajungi să înțelegi cât de important este pentru tine lucrul acela. Perseverența este un act educativ. Încă dintr-un motiv, când ni se răspunde, putem recunoaște intervenția lui Dumnezeu, pentru că ne-am rugat și ne-am rugat și ne-am rugat și am perseverat în rugăciune și vine răspunsul. Și recunoști intervenția lui Dumnezeu în urma rugăciunii. Perseverența în rugăciune învinge insensibilitatea noastră, nu insensibilitatea lui Dumnezeu. Perseverența ne face nouă bine. Dar atenție! Perseverența trebuie asistată de înțelepciune. Trebuie să fie asistată de înțelepciune. Poate exemplul cel mai tulburător cu privire la perseverență fără înțelepciune îl găsim în Numeri 11. Este un text șocant acolo. În Numeri 11 ni se marchează locul rămas în istorie sub numele Mormintele Lăcomiei. Și întâmplarea o știm. Poporul este din Egipt, este purtat prin pustie, se satură de greutățile umblatului prin pustie și îi cer carne. Și cer carne cu perseverență și cârctesc și situația devine extrem de tensionată. Citiți Numeri capitolul 11. Plâng după carne și o cer cu insistență. Și Dumnezeu le trimite prepelițele. Și ascultați textul Scripturii. Pe când carnea era încă în dinții lor, fără să fie mestecată, Domnul s-a prins de mânie împotriva poporului și Domnul a lovit poporul cu o urgie foarte mare. Au pus locului acelui anumele Kibrot Hatava, Mormintele Lăcomiei, pentru că acolo au îngropat pe poporul apucat de poftă. Și Spurgeon, privind la acest text, trage o concluzie, o lecție de viață extraordinară, și anume, rugăciunea poate primi răspuns din mânie și poate fi refuzată din dragoste. Dacă Dumnezeu îți împlinește pofta inimii în urma insistențelor și plângerilor tale rebele, nu înseamnă că cererea ta a fost bună, pentru că ți-a răspuns la rugăciune, a fost o cerere bună, pentru că uneori Dumnezeu îți poate răspunde din mânie, datorită perseverenței tale neînțelepte și supărătoare. În alte cuvinte, dacă ne îmbrâncim înainte în rugăciune, este posibil ca providența divină să se dea la o parte din drum și să-ți împlinească cererea ta, chiar dacă te va costa scump. Așa că perseverența, de una singură, fără a fi aliniată înțelepciunii, adică a voii divine, este periculoasă. Perseverența este un act educativ, este foarte bună dacă este în voia lui Dumnezeu. Dacă este aliniată înțelepciunii, rugăciunea încăpățânată s-ar putea să producă lucruri greșite sau rele în ce te privește. Așa că perseverența în rugăciune este importantă, este un act educativ, dar trebuie să fie o perseverență înțeleaptă în voia lui Dumnezeu.
ca Dumnezeu să-ți asculte, să-ți împlinească solicitarea. Rugăciunea trebuie practicată, ea trebuie practicată cu perseverență, dar în voia lui Dumnezeu, perseverența. Și trei, rugăciunea nu se pierde în eter, ea este ascultată, Dumnezeu răspunde. Luca 11, Iisus spune, în Luca 11, Iisus spune, eu vă spun, cere și vi se va da, căutați și veți găsi, bate și vi se va deschide, fiindcă oricine cere, capătă, cine caută, găsește și celui ce bate, îi se deschide. Promisiunea este cât se poate declara. Dumnezeu răspunde rugăciunilor. Rugăciunea trebuie practicată, trebuie practicată cu perseverență și înțelepciune și rugăciunea este ascultată. Dar în ce condiții? Promisiunile lui Dumnezeu nu sunt un cec în alb, spuneam. Care este condiția atașată promisiunii? Dacă cerem ceva după voia Lui, am citit din 1 Ioan, așteptarea celor mai mulți oameni ar fi ca Dumnezeu să răspundă tuturor rugăciunilor, necondiționat. Și Dumnezeu nu o face. De ce? Pentru că, atenție, nimic din ceea ce nu se ridică la nivelul voii sale nu este suficient de bun pentru tine. De aceea Dumnezeu nu răspunde cererilor care nu sunt după voia Lui. Pentru că dacă cererile acestea nu se ridică la nivelul voii sale, nu este suficient de bun pentru tine. Aceasta este condiția atașată rugăciunii ascultate. Prea mulți ne raportăm la Dumnezeu ca un fel de genii, Duhul Celest din lampă, care, convocat de rugăciune, se prezintă la noi cu sarcinile îndeplinite. Oricât de simpatic este povestea lui Aladin, ea nu se potrivește, nu se aplică în politica lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu nu poate fi controlată nici de rugăciunile mele, nici de credința mea. Nu mărimea credinței mele îl impresionează pe Dumnezeu și răspunde repede, pentru că eu cred cu tărie. Puterea lui Dumnezeu nu poate fi controlată și voia Lui nici de rugăciunile mele, nici de așa zisa mea credință mare sau puternică. Ce înseamnă rugăciunea după voia Lui? Rugăciunea după voia Lui este tot una cu rugăciunea prin Duhul, pe care o întâlnim în Efeseni 6 cu 18, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri și este tot una cu rugăciunea în numele Lui, expresii diferite care însublinează același lucru. Rugăciunea după voia Lui, rugăciunea prin Duhul, rugăciunea în numele Lui. Știm cu toții, Iisus a spus, orice veți cere în numele Meu, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. În sensul biblic, numele unei persoane reprezintă caracterul ei, așa că rugăciunea în numele lui Iisus înseamnă a te ruga într-un mod compatibil cu caracterul Lui, după voia Lui, prin Duhul care ne descoperă voia Lui. Trei expresii diferite care sublinează același lucru. Dar totuși, de ce nu răspunde Dumnezeu tuturor rugăciunilor noastre? De ce această condiție, de ce această limitare a răspunsului la rugăciune? Din trei motive. Unu, limitarea este necesară. Voia lui Dumnezeu este supremă. Binele întregului univers, cu tot ce înseamnă univers, binele întregului univers este strâns legat de aplicarea voii Lui. Tocmai de aceea El nu poate îndeplini sau încuviința cererile care nu respectă armonia întregului. Un exemplu foarte banal. Unul se roagă să câștige echipa lui de fotbal. Din motive curate, bune, rezonabile. Dar mai este cel puțin o altă persoană care se roagă din aceleași motive bune, curate, rezonabile să câștige echipa adversă pe care să-l asculte. Ambii sunt rezonabili. Limitarea este necesară pentru că voia, funcționarea întregului univers, binele întregului univers este legată de aplicarea voii Lui. El trebuie să țină lucrurile într-un echilibru pe care doar El îl știe. Sau un exemplu mai puțin banal. Vreme de război între două națiuni creștine, Ucraina și Rusia. Bisericile naționale înalță rugăciuni pentru victoria fiecăreia. Nu pot fi amândouă împlinite. Dumnezeu va împlini rugăciunile care potrivesc, care se armonizează cu binele întregului univers. Va împlini acele rugăciuni care vor potrivi în planul Lui mai mare. Deci, vedeți, limitarea este necesară. În al doilea rând, limitarea este benefică.
Și asta poate o înțelegem mai ușor. Părintele bun și corect nu va da copilului său lucrurile pe care le cere acesta dacă lucrurile acestea au potențialul de a răni sau de a-l pune în pericol. În ignoranța noastră s-ar putea să ne rugăm pentru lucruri care au potențialul de a ne face rău. Deci limitarea este benefică. A cere după voia lui ne face bine, pentru că ne protejează. Gândiți-vă la cererile multiple, repetate ale lui Pavel, de a fi îndepărtat țepușul din trup. N-au fost încuviințate de Dumnezeu. Dumnezeu a refuzat să-l vindece pe Pavel. Răspunsul a fost mereu același: harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea este făcută desăvârșită în neputință. Limitarea este benefică și Pavel o pricepe după o vreme. El s-a rugat cu perseverență. Perseverența i-a făcut bine, l-a educat. Și după o vreme, în 2 Corinteni 12 ne spune: de 3 ori l-am rugat pe Domnul să mă vindece. Nu a vrut. Uite ce mi-a răspuns. Și pe urmă îl pricepe lecția, pentru că perseverența în rugăciune, căutarea voii lui, te învață, te formează. Și înțelegerea lui a fost următoarea: din pricina descoperirilor de care am avut parte, Dumnezeu mi-a lăsat țepușul, boala în trup, ca nu cumva să mă îngânf, ca nu cumva să devin arogant, să mă cresc special pentru experiența de care am avut parte. Dumnezeu mă ține în frâu și îi pricepe voia. Deci limitarea este benefică. Și în al treilea rând, limitarea aceasta, condiția impusă ascultării rugăciunii, permite exersarea rugăciunii, adică exact formarea spirituală. Sunt multe lucruri după voia lui Dumnezeu pentru care ne rugăm, pentru care ar trebui să te rogi. Nu este un singur lucru după voia lui Dumnezeu. Sunt multe lucruri după voia lui Dumnezeu: nevoile noastre biologice, iertarea păcatelor, puterea de a face voia și lucrarea, călăuzirea în alegerile noastre, sfințirea noastră, mântuirea altora și așa mai departe. Toate sunt după voia lui Dumnezeu, pentru care mă rog? La care îmi răspunde Dumnezeu? Practică-le pe toate. Toate lucrurile care aduc gloria lui Dumnezeu, și Biblia le numește voia lui, sunt după voia lui. Limitarea te învață să faci deosebire între ele. Te rogi pentru un lucru și nu se împlinește. Atunci îți poți spune: poate nu-i după voia lui Dumnezeu, te rogi pentru altul. Și prin răspuns sau nerăspuns îți dai seama dacă cererile tale sunt după voia lui Dumnezeu. Limitarea, deci, aceasta, cerere după voia lui, ne învață să perseverăm în cele listate mai înainte și să descoperim voia lui prin răspuns sau nerăspuns. Și acum întrebarea poate cea mai practică: cum arată, deci, cum arată rugăciunea după voia lui? Vreau să știu exact cum arată rugăciunea după voia lui. Să răspundem la această întrebare. Când avem exprimarea aceasta, rugăciune după voia lui, ne putem gândi la două lucruri. Unu, rugăciunea după voia lui, adică ce conținut să aibă rugăciunea, ce mă rog, sau când spui rugăciunea după voia lui, mai poate însemna și rugăciunea făcută după voia lui, conform voii lui. Deci, cum te rogi, ce te rogi și cum te rogi. De ce rugăciunea după voia lui? Pentru că nu ne putem ruga oricum. Nu te aștepta la un răspuns de 1.000.000 de lei la o rugăciune de 2 bani. Nu aștepta răspunsuri extraordinare la niște rugăciuni superficiale. Deci, cum arată rugăciunea după voia lui? Ce te rogi, primul aspect al răspunsului, ce ceri după voia lui, ce te rogi? Răspunsurile sunt destul de clare și evidente. Ce te rogi? Odată, lucrurile pentru care te rogi trebuie să fie inocente, curate și legitime. Lucruri care să nu-i afecteze dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu. Astfel de lucruri să ceri. Lucruri curate, legitime, inocente. Dar, ce te mai rogi? Lucrurile pentru care ne rugăm nu trebuie să fie doar curate și legitime în ele însele, ci și intenționate spre scopuri curate și legitime. Tu poți să ceri un lucru bun cu gândul să-l folosești în plăcerile tale. Ce te rogi? Ceri lucruri inocente și legitime, intenționate spre scopuri curate și legitime.
lucrurile cerute trebuie să fie conforme evenimentelor și direcției normale ale providenței divine. Adică să cer lucruri rezonabile. De exemplu, nu are niciun sens, nu este rezonabil să te rogi ca muntele acesta să se arunce în mare, doar pentru că ai citit acolo în Evanghelie că Iisus a zis ceva de genul ăsta. Și atunci tu spui, eu cred că muntele ăsta se poate arunca în mare, Doamne, eu cred că Tu ai puterea să-l arunci în mare, eu cred din toată inima, execută. Nu este rezonabil. Lucrurile trebuie să fie conforme evenimentelor și direcțiilor normale ale providenței divine. Rugăciunile care cer giumbuș lucruri pentru impresionarea altora, pentru a-ți scoate în evidență credința ta, au șanse mici să fie încuviințate de Dumnezeu. Și lucrurile pentru care ne rugăm trebuie să caute în primul rând creșterea noastră spirituală. Ce ne rugăm? Ce cerem? Lucruri curate și legitime, folosite în scopuri curate și legitime, lucruri rezonabile, care se aliniază providenței divine și lucruri care ne cresc spiritual, care contribuie la creșterea noastră spirituală. Iată un posibil conținut a rugăciunilor după voia lui Dumnezeu. Rămâne cealaltă fațetă a răspunsului, rugăciunea după voia lui Dumnezeu, în sensul de cum te rogi. Te poți ruga oricum, doar zici ceva și se întâmplă. Cum ne rugăm după voia lui Dumnezeu? Sunt câteva caracteristici aici. 1. Rugăciunea după voia lui Dumnezeu este sinceră, autentică, făcută din toată inima. Îi vorbești lui Dumnezeu din toată inima ta, cu toate emoțiile tale. Iisus s-a rugat în felul acesta, spune autorul epistolei către evrei, în Evrei 5:7. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte. Iisus a rugat complet, sincer, autentic, din toată inima. A venit cu frământarea lui și a desfășurat înaintea lui Dumnezeu din toată inima. Găsim în Scriptură și alte rugăciuni pline de o intensitate emoțională. David, Ezechia, Ieremia și putem continua lista. Emoția rugăciunii nu trebuie falsificată. Oricum pe Dumnezeu nu-L înșel și nu ești mai convingător dacă strigi, plângi și îți creezi o stare. Rugăciunea după voia lui Dumnezeu trebuie să fie sinceră, izvorâtă din inimă, autentică. 2. Rugăciunea după voia lui Dumnezeu este izvorâtă din motive curate. Iacov spune în 4:3, cereți, dar nu primiți, pentru că cereți rău, ca să risipiți în plăcerile voastre. Rugăciunea după voia lui Dumnezeu este izvorâtă din motive curate. 3. Rugăciunea după voia lui este făcută cu smerenie. Iisus ne învață cum să ne rugăm după voia lui. Când vă rugați, spune el în Matei 6, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata, ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Rugăciunea după voia lui Dumnezeu este una plină de smerenie, de umilință, nu una care te scoate în evidență. Dumnezeu nu răspunde rugăciunilor arogante sau rugăciunile care au ca motivație de a face impresie. Nu sunt după voia Lui, în alte cuvinte. 4. Rugăciunea după voia Lui este făcută în curăție de inimă. Deoarece ascultarea noastră de Dumnezeu este imperfectă, curăția de inimă se manifestă prin mărturisirea păcatelor și prin trăirea în ascultare de Dumnezeu. Așa că rugăciunea după voia Lui este făcută în curăție de inimă, mărturisindu-ne păcatele, trăind în ascultare de Dumnezeu. Asta o spune Scriptura peste tot, Psalmul 66:18. Dacă aș fi văzut nelegiuire în inima mea, nu m-ar fi ascultat stăpânul. O conștiință curată. Rugăciunea după voia lui Dumnezeu este făcută dintr-o conștiință curată. Iacov 5:16. Rugăciunea fierbinte a celui neprihănit, a celui drept, este foarte puternică în lucrarea ei. Păcatele mărturisite și iertate. Ioan 1, Ioan 3 spune, dacă cerem ceva, primim de la El pentru că păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Atunci primim trăire în ascultare de Dumnezeu.
Domnul ascultă rugăciunea celor neprihăniți sau drepți în Proverbe 15:8. Deci rugăciunea după voia lui Dumnezeu este făcută în curăție de inimă. Pentru că Dumnezeu nu se descoperă egal tuturor oamenilor. Dumnezeu nu este un egalitarian. El nu se descoperă în mod egal tuturor oamenilor. Asta nu înseamnă că El are favoriți și că decide pe unii să ajute și pe alții, ba? Exact ca soarele. Soarele nu are favoriți, dar reflexia razelor sale este diferită pe un lac sau pe o mlaștină. Cum arată inima ta? Curată ca un lac de munte sau tulbure ca o mlaștină dezagreabilă? Rugăciunea după voia lui Dumnezeu este făcută dintr-o inimă curată, cu păcatele mărturisite și cu trăire în ascultare de El. 5. Rugăciunea prin Duhul este rațională, cu mintea trează, gândită. Tot Iisus ne învață cum arată rugăciunea după voia Lui. Când vă rugați, să nu bolborosiți, să nu repetați la nesfârșit, în noua traducere românească, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei. Rugăciunea trebuie să fie gândită, conformă cu principiile și cerințele rațiunii. Nu spui vrute și nevrute, ci știi clar ce vrei să spui, ce vrei să-i ceri, gândești ceea ce vrei să-i ceri, cântărești ceea ce vrei să-i ceri și apoi vii și-i ceri. Rugăciunea trebuie făcută cu mintea trează. Dumnezeu ne-a înzestrat cu rațiune ca să o folosim, nu ca să o dezactivăm și să ne lăsăm purtați de trăiri incontrolabile. După ce ne mai dă rațiune, dacă trebuie să o fugărim afară din capul nostru. 6. Rugăciunea prin Duhul te împinge la acțiune. Foarte important. De aceea vă spun, spune Iisus în Marcu 11:24, vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați primit și îl veți avea. Cum vine asta? Mă rog și trebuie să cred că l-am primit. Aia ce înseamnă? Da, acum se întâmplă, acum se întâmplă. Asta sunt semne, nu! Sensul este să acționați ca și cum l-ați primit și îl veți avea. Rugăciunea prin Duhul te împinge la acțiune. Afirmația aceasta lui Iisus nu este o descriere a unei tehnici de magie divină. Nu se referă la faptul că dacă crezi orbește, poți să-ți faci o listă cu tot felul de lucruri, le ceri și uite așa le primești. Nu asta înseamnă. Credința noastră este în Dumnezeu, o ființă atotputernică și inteligentă. Nu este o credință în credința mea puternică. Da, eu cred cu tărie că acum se întâmplă și nu se întâmplă nimic. Ce ai făcut? Credința este în Dumnezeu, o ființă atotputernică și inteligentă, care are o voie. Rugăciunea nu trebuie privită ca un instrument ce desfințează acțiunea. Rugăciunea nu este un substituent leneș al acțiunii. Am spus-o de atâtea ori, rugăciunea fără acțiune este ipocrizie. Și poate cel mai bun exemplu în sensul acesta îl găsim în Ezra, capitolul 8. Ezra pleacă cu repatriații spre casă și spune el, mi-era rușine să cer împăratului oaste de însoțire și călăreț ca să ne ocrotească împotriva vrăjmașilor pe drum. Căci spusesem împăratului, mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor peste toți cei ce-l caută, dar puterea și mânia lui sunt peste toți cei ce-l părăsesc. În alte cuvinte, Dumnezeu ne va păzi, n-avem nevoie de oaste de însoțire, pe aia bun îi ajută, pe aia răi elimină, Dumnezeu e cu noi, mergi, pornim la drum. Și spune, mi-era rușine să cer o oaste pentru că tocmai spusese că Dumnezeu e tare. Ce să mă fac? Că vrăjmașul este pe drum, este prezent, e acolo, ce mă fac? Și spune mai departe Ezra, pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru. Și ce? Și au rămas în tabără până când Dumnezeu a curățat din fața lor până în Ierusalim toți vrăjmașii și au aflat ei, da, toți sunt morți, putem pleca acum. Ei au postit și s-au rugat, au chemat pe Dumnezeul lor să-i protejeze, crezând că au și primit protecția, au pornit la drum.
Și s-a dovedit mai târziu că Dumnezeu i-a ascultat și au primit ceea ce au cerut. Rugăciunea, după voia Dumnezeu, te îndeamnă la acțiune. Cum altfel să înțelegem afirmația lui Ioan din textul nostru de astăzi? Iar dacă știm că ne ascultă cu privire la orice îi cerem, orice după voia Lui, știm că avem lucrurile pe care le-am cerut de la El. Cum adică știm că le avem? Chiar știm? Cum știm? Așa la nivel intelectual știm? Ele sunt undeva acolo, abstract. Cum știm că avem lucrurile ce le-am cerut? Numai degrabă exprimarea aceasta sugerează trăirea în baza cererii făcute sau acțiunea înspre împlinirea cererii făcute, știind că El deschide ușile înaintea noastră. Mă rog pentru pâine și îmi apare pâinea în mână. Mă rog pentru, eu știu, găsire un loc de slujire în biserică și mă trezesc că slujesc. Mă rog pentru luarea examenului și eu plec în vacanță. Mă rog pentru protecție și eu mă arunc în mediile cele mai nocive. Nu, categoric nu. Mă rog pentru pâine și mă duc să muncesc. Mă rog pentru un loc de slujire în împărăție și mă suflec mânecile și încep să-l caut. Mă rog pentru luarea examenelor și mă pun și învăț. Mă rog pentru protecție și mă feresc de locurile care mă mănâncă de viu. Și mă exacerbează viciile și mai știu eu ce. Roagă-te ca și cum totul depinde de Dumnezeu. Și acționează ca și cum totul depinde de tine, spunea Sfântul Augustin din Hippo. Rugăciunea după voia lui Dumnezeu presupune, te obligă, te împinge la acțiune. Te rogi și începi să trăiești în baza faptului, în baza rugăciunii. Asta dovedește credință. Asta e credința. Tu te rogi și pe urmă acționezi ca și cum ai primit. Și asta dovedește că ai credința că Dumnezeu îți împlinește rugăciunea. Dumnezeu nu trimite din neant lucrurile pe care le ceri. 7. Rugăciunea după voia Lui îi acceptă voia indiferent de răspuns. Iată ultima caracteristică a rugăciunilor după voia Lui. Te rogi și accepți voia indiferent de răspuns. Asta e rugăciune după voia Lui. Iisus însuși s-a rugat în modul acesta în grădina Ghețimani. Tată, dacă vrei, îndepărtează de la mine paharul acesta. Totuși, facă-se voia ta, nu voia mea. Așa că oricine pretinde să îi se răspundă cu da la rugăciune, nu are dreptul să aștepte un răspuns. Pentru că rugăciunea după voia lui Dumnezeu îi acceptă voia indiferent de răspuns. Oricine are pretenția să se răspundă cu da la ce cere, nu are dreptul să se aștepte la un răspuns. Pentru că uneori Dumnezeu întârzie răspunsul până când ne-am întremat voința. Alteori întârzie răspunsul până când am acumulat cunoștința necesară și știm ce cerem și înțelegem ce facem. Alteori întârzie răspunsul până când ne-am modelat caracterul. Și apoi abia apoi vine cu da la rugăciunea noastră. Îți ascultă Dumnezeu rugăciunile? Te rogi după voia Lui? Noi cerem lucruri despre care credem că sunt după voia Lui. Sper că cei mai mulți dintre noi așa facem. Cel puțin gândim și analizăm ce-i cerem. Nu spunem vrute și nevrute. Noi cerem lucruri care credem că sunt după voia Lui, dar în același timp credem și că Dumnezeu este perfect în iubire față de mine și în înțelepciune. Și acceptăm să ne armonizăm voia după voia Lui. Da, eu îi cer lucruri despre care cred că sunt în voia Lui, după voia Lui. Dar în același timp eu mai cred că Dumnezeu este o ființă inteligentă, înțeleaptă, știe ce-i mai bine și mă și iubește. Și atunci accept voia Lui așa cum vine. Nu ne găsim în exemplul acesta? De multe ori ne rugăm pentru putere ca să realizăm ceva și primim slăbiciune ca să învățăm să ascultăm. De multe ori ne rugăm pentru sănătate ca să facem lucruri mari, nu? Sănătate ca să putem lucra pentru Domnul.
cerem sănătate ca să putem face lucruri mari și primim infirmitate ca să facem lucruri bune. Cerem bunăstare ca să fim fericiți și primim sărăcie ca să fim înțelepți. Deseori cerem tot felul de lucruri ca să ne bucurăm de viață și primim viață ca să ne bucurăm de toate lucrurile. Și astfel, nu primim întotdeauna ceea ce cerem, însă primim întotdeauna ceea ce avem nevoie. Iar atunci când rugăciunile noastre se armonizează cu voia suverană a lui Dumnezeu, nici măcar munții nu ne pot sta în cale. Așa că cu ce plecăm de aici astăzi? Cu îndrăzneala pe care o avem la El. Dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. Iar dacă știm că ne ascultă cu privire la orice îi cerem, știm că avem, acționăm. Știm că avem lucrurile pe care le-am cerut de la El. Și cel mai bine, în loc să vorbești despre rugăciune, este să o și practici.